Este vorba de Marșul pentru Viață, organizat de către Arhiepiscopia Timișoarei, în parteneriat cu principalele culte din Timișoara. Acțiunea, de fapt, începe la ora 12 în Parcul Carmen Silva, cu o procesiune inițiată de Biserica Greco-Catolică. Apoi, pe esplanada din fața Catedralei Metropolitane, are loc a doua etapă a marșului, a doua oprire. Iar de aici vom merge în procesiune, trecând prin fața primăriei, spre punctul final, care este reprezentat de Consiliul Județean, unde, de asemenea, vor avea loc luări de cuvânt și mărturii din partea participanților legat de acțiunea aceasta a Marșului pentru Viață, ce își propune, de fapt, apărarea vieții, ajutorul pe care ar trebui să-l acorde întreaga societate, bineînțeles, biserica fiind cea care inițiază acest marș în Timișoara, în parteneriat cu celelalte confesiuni, de conștientizarea faptului că femeia în criză de sarcină trebuie sprijinită și material și, bineînțeles, spiritual, duhovnicesc, o consiliere care să conducă spre păstrarea sarcinii și pe faptul de a conștientiza că aduce pe lume o persoană unică încă din prima secundă, din prima clipă a conceperii pruncului. În dezbatere, de fapt, este o problematică mult mai amplă și chiar titlul desemnat de Asociația Studenți pentru Viață de anul acesta, unic din prima clipă, trimite spre o întreagă, nu controversă, o întreagă dezbatere legată de statutul embrionului în antropologia creștină. Sunt sfinți părinții din biserica noastră, printre care cel mai renumit ar fi Sfântul Maxim Mărturisitorul, care și el spune același lucru. Din prima clipă este în potență, embrionul, fătul zămislit, este persoană umană încă din prima clipă a existenței sale. Și că sufletul, aici este partea cea mai importantă, este unit cu trupul încă de la început. Nu este o perioadă în care este doar o organizare celulară fără o anumită formă și după o anumită etapă de dezvoltare, de exemplu luna a treia, când capătă înfățișare umană, abia atunci ar fi sufletul prezent în trupul acela organizat în pântecele mamei. Nu, de la început sufletul este prezent, chiar el, organismul este viu, mănâncă, se dezvoltă, încă din prima clipă poate fi numit persoană umană. Și analogia este aceea a seminței, care păstrează în sine încă de la început, în potențialitate, întreaga structură a plantei, a copacului respectiv. Deci este vorba de sacralitatea persoanei, sacralitatea vieții umane, care încă din pântecele mamei este recunoscută dintotdeauna de către creștinism, de către biserica creștină, din trecut și de astăzi, ca fiind o persoană dar al lui Dumnezeu, chemată în lumea aceasta după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci noi vorbim de chipul lui Dumnezeu chiar și în viața intrauterină, nu numai de o persoană care deja este rațională, conștientă, unică și voluntară într-o anumită dezvoltare după naștere. Așadar, este un demers de conștientizare a sacralității vieții. Este o replică la o societate din ce în ce mai secularizată, care începe să adopte o atitudine, nu, e puțin spus, relaxată moral. Practic, este chiar potrivnică vieții intrauterine în sensul creștin autentic, așa cum a fost revelat de Dumnezeu. Noi luptăm sub această formă de pedagogică, să spunem, de conștientizare, poate chiar și, uite, culturală, o putem numi, aceea a unui pozitivism legat de Marșul pentru Viață. Nu este o atitudine negativă. Noi nu arătăm cu degetul pe nimeni și nu condamnăm pe nimeni, doar păcatul în sine, pentru că acest păcat al avortului, al pruncuciderii, este capital. Și, din câte am văzut, știm și din Vechiul Testament, de exemplu, dacă moașele din Egipt își propuseseră să se omoare toți pruncii, tot dintr-un principiu demografic, toți pruncii evreilor, pentru că se mulțiseră cei din poporul evreu și riscau să fie majoritari într-o țară egipteană, după aceea Dumnezeu, într-una dintre plăcile Egiptului, chiar primii născuți de parte bărbătească ai egiptenilor sunt uciși de Îngerul Morții. Deci vedem și în o dreptate divină implicată oarecum dacă mergem pe o interpretare biblică. Dar, v-am spus, demersul din această zi legat de Marșul pentru Viață este acela al sprijinirii, în primul rând, al familiei tradiționale, al femeii în situație de sarcină, care poate n-a ajuns încă în situația de a-și întemeia o familie, dar ea trebuie susținută, pentru că ceea ce are, ce poartă în pântece, este după chipul lui Dumnezeu și este ceva unic, un dar al lui Dumnezeu și nu este o povară. Va încerca
să descopere singur lucrul acesta dacă va avea încredere că Dumnezeu odată cu pruncul aduce și un dar sau o binecuvântare și un ajutor din partea lui atunci când multe femei mărturisesc că deși puteau să avorteze neavând posibilitățile să crească în acel moment copilul, după aceea Dumnezeu o dăruit un așa de mare spor în familie și o, chiar și o carieră foarte frumoasă, care, iată, n-a fost împiedicată de pruncul respectiv care a venit oarecum pe neașteptate. Suntem alături de tinerii din eparhia noastră, alături de asociațiile de tineret care vin împreună de fiecare dată la această manifestare. Simțim nevoia de conștientizare în licee, în școli, a importanței vieții, vieții intrauterine. Și pacea Domnului să fie cu voi. Dragi, începem încă un marș. În fiecare an sper să fie ultimul. Înțelegeți de ce? Înțelegeți, nu? În fiecare an sper să fie ultimul. Și ăsta de anul ăsta sper să fie ultimul. Dar pentru că politicienii noștri, parlamentarii, guvernanții de României nu înțeleg. Ca să încetez de acest genocid, atunci trebuie să mășăluim. Trebuie să mășăluim până când această crimă cu premeditare, acest genocid care se întâmplă sub ochii noștri, în poporul nostru, va înceta. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor și al fetelor lor, pe care l-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a prins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât Domnul moștenirea sa. Consiliul Național al Evitării Discriminării. Sau cam așa ceva, nu? Combaterea discriminării. Acest organ de securitate ce este bine și ce este rău. Dar vreau să le spun acestor aici, în direct, că nouă nu ne-e frică de amenințările lor. Nu ne-a fost frică nici acum 50 de ani când comuniștii au băgat la închisoare episcopii noștri și mii de preoți. Nu ne este frică nici acum de amenințările lor, aceste noi securități, care vor să ne pună pumnul în gură și să spună că binele este rău și rău este bine. Noi, dragii mei, vom mărșălui în continuare pentru Hristos, pentru legea Domnului și nu ne vom lăsa până când vom birui. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos este de real cum? Biruitor, fraților!
aveți cu norul. De către mediul bisericesc, eclezial. Noi îi mulțumim foarte mult pentru experiența sa pe care ne-a împărtășit-o. Vorbim despre faptul că mama sa, în criză de sarcină, chiar ar fi ajuns cu el însărcinată, fiind în luna a patra, ca să facă un avort. Și atunci doctorul respectiv, inspirat de Dumnezeu probabil, ne-a spus că va fi o personalitate foarte importantă dacă lasă acest copil să trăiască. Și spune, eu sunt, iată, dovada vie a acestui fapt, că dacă lăsăm copiii să vină în lume, ei vin cu un dar mare adus de Dumnezeu. Dar la rândul său a căzut în acest păcat al pruncuciderii, fiind doctor ginecolog. Însă un drum inițiatic, i-am spune noi, pe care l-a săvârșit până în muntele Athos, un părinte de acolo a tras atenția că nu mai este vrenic să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că are mâinile pătate de sângele copiilor. A fost o întâlnire zdruncinătoare, pentru zguduitoare, un misteriu tremendu mi s-a întâmplat în clipa aceea și, întors în țară, de atunci a militat pentru interzicerea avortului și pentru promovarea vieții intrauterine. Stați creștini, nu suntem aici ca să comemorăm un eveniment. Suntem aici ca să atragem atenția că la sfârșitul acestei zile 170 de români nu vor mai fi printre noi. În fiecare zi, aseară, la încheierea programului spitalicesc, 170 de copii au fost uciși. 170 de copii în fiecare zi nu se pot apăra. Noi suntem aici ca să atragem atenția asupra acestui eveniment și că la sfârșitul acestui an 2019 62.000 de copii vor fi uciși. Au fost și vor fi uciși. Nu vorbim despre un război, nu comemorăm o vărsare de sânge. Aceste evenimente se întâmplă zilnic și astăzi și mâine. Și tocmai de aceea suntem împreună ca să vorbim despre această vărsare de sânge, despre efectele avortului. Pentru că am întâlnit părinți, care au renunțat la avort și s-au bucurat de copiii pe care au născut și au crescut.
Thank you.